Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru această părtășie, pentru cântare, pentru rugăciune, pentru mărturii. Binecuvântăm pe Dumnezeu că El este credincios și El lucrează în viețile noastre și El ne binecuvintează. Ne binecuvintează așa cum noi nu ne așteptăm și El este gata să ne binecuvinteze. Și contează de inima noastră, cum este și cum stă. Dacă este deschisă și este gata să primească ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viețile noastre. Aș vrea să ne uităm la... este o întâmplare destul de cunoscută. Și această întâmplare vorbește tocmai despre acest lucru. Faptul cum Dumnezeu lucrează în moduri deosebite și neașteptate în viețile noastre. Și această întâmplare este vorba despre învierea lui Lazar. Și aș vrea să citim câteva pasaje reprezentative din Ioan, capitolul 11. Și Ioan scrie în felul următor. Un marecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor: haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutai iudeii să te ucidă cu pietre. Și te întorci în Iudeia? Iisus a răspuns: nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se potihnește pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potihnește pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Continuă de la versetul 20. Când a auzit Marta că vine Iisus, i-a ieșit înainte. Iar Maria ședea în casă. Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a zis: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Da, Doamne, i-a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. După ce a spus aceste vorbe, s-a întors, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și a zis: a venit Învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el. Căci Iisus nu intrase încă în sat, ci era tot în locul unde îl întâmpinase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau, când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea că ziceau: se duce la mormânt, la mormânt, ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Și a zis: unde l-ați pus? Doamne, i-au răspuns ei: vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au zis: iată că te iubea de mult. Și unii din ei au zis: el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Dați piatra la o parte, i-a zis Iisus. Marta, sora mortului, i-a zis: Doamne, miroase greu că este mort de 4 zile. Iisus i-a zis: nu ți-am spus eu că dacă vei crede,
vei vedea slava lui Dumnezeu. A luat dar piatra din locul unde, unde zicea mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a zis: Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți. Dar vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, ca să creadă că Tu m-ai trimis. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a zis: Dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut că ce a făcut Iisus, au crezut în El. Dar unii din ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Amin. A fost o citire mai lungă, dar am vrut să citim întregul pasaj pentru a vedea ceea ce spune Iisus cu privire la un anume aspect și în mod deosebit mă refer la versetele 25 și 26 și apoi la versetul 40. Și Iisus spune în felul următor Martei: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? Era o situație dificilă pentru Marta și pentru Maria. Și Domnul Iisus spune aceste cuvinte. Lazar murise și Domnul Iisus spune: Eu sunt învierea și viața. Și mai înainte spune Martei: Fratele tău va învia. Și apoi spune aceste lucruri: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și m-am gândit, oare aceste cuvinte sunt valabile și pentru noi astăzi? Și dacă sunt valabile pentru noi astăzi, sunt doar, oare valabile doar într-un context în care să zicem, suntem la un priveghi? Că de multe ori auzim acest pasaj atunci când suntem la un priveghi sau când încercăm să mângâiem pe cineva care a pierdut pe cineva drag. Oare ar trebui să avem în vedere acest adevăr care îl rostește Domnul Iisus Hristos doar într-un anumit, într-un context ca acesta? Sau acest adevăr trebuie să fie în inima noastră în fiecare zi? Și uitându-ne la acest context, la această situație, moartea lui Lazar și felul în care s-au desfășurat evenimentele, putem vedea că și în umbra ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, putem vedea că Iisus Hristos a fost în controlul acestei situații. Și această situație a fost în ochii Lui. Și Domnul Iisus Hristos a știut ceea ce se întâmplă. Și cred că acest adevăr trebuie să fie în inima noastră în fiecare zi. Vedeți dumneavoastră, Lazar, această familie era cunoscută Domnului Iisus Hristos. Și Ioan chiar ne spune în mod detaliat în versetul 2: Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. O paranteză fac aici. Este foarte ciudat acest verset 2. Și apoi, dacă mergeți la capitolul 12. Pentru că în capitolul 12 se întâmplă o scenă cu ceea ce spune Ioan în versetul 2. Și comparând cu celelalte relatări din Matei, Marcu și Luca, veți vedea că este puțin o discrepanță între aceste două evenimente. Dar cred că Ioan se referă aici la acel eveniment în care Domnul Iisus era în casa unui fariseu, al lui Simon, și a intrat o femeie păcătoasă și a șters picioarele Domnului Iisus Hristos. Și a șters cu mir și cu părul capului ei.
Aici sunt foarte multe dezbateri și mulți zic că este unul și același eveniment. Alții spun că sunt două evenimente. Dar cert este că Maria, Marta, Lazar erau cunoscuți Domnului Iisus Hristos. Și Iisus nu se grăbește să ia atitudine față de această situație a lui Lazar. Nu se grăbește să-l vindece și parcă oamenii îi reproșează la un moment dat mai târziu, când au spus fariseii, el care a deschis ochii orbului, nu putea face ca niciunul acesta să nu moară? Și parcă a ignorat. Dar Domnul Iisus spune clar, în versetul 4, boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Apoi, mai mult decât aceasta, Domnul Iisus și ucenicii erau într-o altă zonă. În capitolul 10 ni se spune că Iisus era în Pereea. Pereea era un loc undeva la est de Iordan, Ierusalimul și Betania este undeva la vest. Deci, Iisus era mai departe decât acest loc, decât Lazar. Și a trebuit să călătorească o bucată ca să ajungă la Lazar. Dar Domnul Iisus a lăsat să treacă timpul și Lazar să moară. Și putem spune că urmărind ceea ce s-a întâmplat, totuși Domnul Iisus a avut totul în control și a văzut și a știut tot ceea ce se va întâmpla. Și ar vrea ca un adevăr să desprindem din aceasta și să fim conștienți de un lucru. Viața noastră este cunoscută de Domnul nostru Iisus Hristos. Viața noastră nu este prea complexă sau prea dificilă. Nu suntem prea departe de Domnul Iisus Hristos ca El să nu ajungă la noi. Chiar dacă ni se pare că răspunsul Lui întârzie, chiar dacă ni se pare că poate suntem prea departe de El, Domnul Iisus Hristos ne vede, ne știe și ne cunoaște și El vede viețile noastre. Dacă o întârzie, El știe de ce face aceasta. Ucenicii au zis la un moment dat, Domnul Iisus a spus, Lazar, prietenul nostru, doarme. Și ucenicii s-au gândit, dacă doarme, o să se facă bine. Dar Iisus știa și vedea mult mai bine. Poate ne uităm la circumstanțele în care suntem. Dacă merge așa, poate o să meargă așa. Sau dacă se întâmplă asta, poate o să meargă așa. O să meargă bine sau o să meargă rău. Dar Domnul Iisus are imaginea de ansamblu. Și atunci când Domnul Iisus spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Să credem acest adevăr. Să credem acest adevăr în orice moment și în orice ceas din viața noastră. Oricât de bine sau oricât de dificil ne-ar fi. Vedeți dumneavoastră? Iisus era în Perea, era departe de Betania. Și au trebuit cel puțin 4 zile au trebuit ca să le-a luat ca să ajungă la Betania. Era o distanță. Și totuși Maria și Marta au trimis la Iisus până au ajuns mesajul, până s-a întors răspunsul, a durat ceva timp. Poate de multe ori avem sentimentul că Dumnezeu este departe de noi. Nu ne aude, nu ne ascultă, nu are urechea prea slabă sau prea tare ca să ne audă. Dar aș vrea să ne aducem aminte de un adevăr. Înainte de a pleca de pe pământ, Domnul Iisus Hristos a spus în felul următor. Nu am să vă las singur. Vă trimit un mângâietor. Vă las pe Duhul Sfânt. Atunci era o distanță geografică. Domnul Iisus, ca și om, nu putea să fie în două locuri dintr-o dată și să călătorească cu viteza luminii, să zicem. Împreună cu ucenicii. Dar acum, Iisus a lăsat Duhul Sfânt în inimile noastre ca să ne fie aproape. Ca atunci când avem nevoie, atunci când strigăm către El, El să ne audă. Acum, depinde de noi. Depinde de noi cât de mult credem că El poate să lucreze în viețile noastre. Depinde de noi cât de mult ne încredem în El și cât de mult lăsăm pe El
ca să controleze viețile noastre. Domnul Iisus are putere să controleze și are putere să conducă viețile noastre. Dar Iisus a spus Marte, cine crede în mine și chiar dacă ar fi murit, va trăi. Viața din Domnul Iisus Hristos este pentru cei care cred în Iisus Hristos. Nu este pentru toți cei care trăiesc o viață pe acest pământ. Și domnia Domnului Iisus Hristos și lucrarea Duhului Sfânt în viața unui credincios este pentru cei care cred în Domnul Iisus Hristos. Este pentru cei care se pun la dispoziția lui Domnul Iisus Hristos. Marta a făcut o mărturisire foarte frumoasă Domnului Iisus Hristos și a spus în versetul 27, da, Doamne, i-a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. A făcut o mărturisire și a spus, cred că Tu ești Hristosul. Iudeii ar fi putut acuza-o pe Marta de blasfemie. Pentru că mulți din iudei și farisei mai ales, îl acuzau pe Iisus Hristos că este un impostor, este blasfemiază atunci când spune că El este Fiul lui Dumnezeu. Și Marta însă își spune că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și puteau să o condamne pe Marta pentru această declarație. Și a făcut o declarație foarte curajoasă. Dar mai târziu, când era la mormânt, Iisus spune, dați fiata la o parte. Și Marta spune, Doamne, ce faci? Miroase greu. Este mort de 4 zile. Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? De multe ori ne rugăm și ne ridicăm glasul către Dumnezeu. Și poate ca în cazul lui Lazar, a Mariei și a Martei, răspunsul întârzie. Și vine mai târziu sau vine mai greu. Și vedem că Domnul Iisus Hristos continuă să lucreze într-un mod ciudat. Spune, dați piatra la o parte. Și oamenii imediat se rețin. Nu se poate. Și Domnul Iisus Hristos totuși continuă să lucreze. Credem noi că atunci când ne ridicăm glasul către Dumnezeu, credem noi că El poate să lucreze? Nu să lucreze așa cum ne așteptăm noi, dar așa cum vrea El. Credem noi aceasta? Și dacă credem aceasta, ce facem? Așteptăm și lăsăm pe El să lucreze? Vedeți? Credința în Domnul Iisus Hristos ne dă un mod de viață, nu doar o filozofie de viață. Bazat pe o anumită, pe credința în Domnul Iisus Hristos, această credință ne constrânge și ne îndeamnă să mergem într-o anumită direcție. Să luăm atitudine față de anumite situații, de diferite situații din viața noastră. Ne determină ca să luăm anumite decizii. Să mergem în stânga sau să mergem în dreapta. Și aș vrea să ne gândim la diferite adevăruri biblice care sunt relatate de Domnul Iisus Hristos, de Biblie și care ar trebui să ne îndrepte la o anumită decizie, a lua o anumită hotărâre sau nu. Și aș vrea să ne gândim, spre exemplu, în rugăciunea Tatăl nostru. Domnul Iisus Hristos spune, atunci când vă rugați, să ziceți, Doamne, iartă-ne greșelile noastre, după cum și noi iertăm greșiților noștri. Acesta este un adevăr. Și noi spunem că credem în Iisus Hristos. Avem o anumită credință în El. Cum este credința noastră față de acest adevăr? Răspunde în rugăciunea Tatăl nostru. Iartă greșelile noastre după cum și noi iertăm greșiților noștri. Suntem noi gata să iertăm? Ca Domnul Iisus Hristos să poată să lucreze apoi în viețile noastre? Sau dacă știm că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dacă știm că Biblia ne hrănește și Cuvântul lui Dumnezeu ne hrănește și ne întărește, cât de mult acționăm noi bazați pe acest adevăr?
crezând aceasta, crezând că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu și crezând că Cuvântul lui Dumnezeu este viu și că ne poate hrăni, cât de mult acționăm noi bazați pe această credință? Vedeți? Această situație a martirii și în fața lui, în fața mormântului, această situație a martirii și a Mariei, cu moartea lui Lazar, a fost o situație mult mai mare decât a crede sau a ierta pe cineva sau știu, a crede, să zicem, un lucru mic. Dar credincioșia noastră în lucrurile mici se dovedește și atunci când ni se încredințează lucruri mai mari. Domnul Iisus Hristos spune, dacă nu suntem credincioși în lucrurile mici, Tatăl nostru nu ne va încredința adevăratele bogății. Haideți să căutăm, să credem în Iisus Hristos, în acele lucruri elementare, în acele lucruri mici, în acele adevăruri fundamentale, în acele adevăruri care poate uneori le ignorăm și poate ne trec pe lângă ureche și sau poate zicem, astea, suntem obișnuiți cu astea. Haideți să credem în acele lucruri și să credem și în acele lucruri și apoi Dumnezeu ne va încredința și vom putea înainta și la lucruri mai mari și mai adânci. Un alt lucru care Domnul Iisus Hristos ne-l arată în acest pasaj și în această întâmplare este că Domnul Iisus Hristos poate să dea viață atunci când noi ne așteptăm mai puțin. Domnul Iisus Hristos poate să dea viața astăzi. Vedeți? Iisus a spus, fratele tău va învia. Și Marta a spus, știu că El va învia în ziua de apoi. Dar Domnul Iisus Hristos avea un plan ca Lazar să învie în acea zi. Și după câteva minute s-a petrecut această minune a învierii lui Lazar. Domnul Iisus Hristos poate să dea viața în momentul în care noi nu ne așteptăm. Și în contextul în care noi nu ne așteptăm. Dacă ne uităm la contextul în care s-a desfășurat această minune, era o situație împotrivitoare atât Domnului Iisus Hristos și atât acestei familii. Domnul Iisus a spus, haidem să mergem în Iudeia. Era în Pereia și apoi a zis, haidem să mergem în Iudeia. Și ucenicii au zis, învățătorule, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia. Și în acel loc ostil Domnului Iisus Hristos și ucenicilor, în acel loc, Domnul Iisus face această minune. Dă viață. Aș vrea să ne gândim și să avem în vedere acest lucru. În viețile noastre de zi cu zi. În rutina noastră zilnică. În lucrurile noastre obișnuite. Domnul Iisus Hristos poate să dea viață. Într-un context obișnuit. Normal. Rudimentar. Poate atunci când, eu știu, suntem plictisiți. Domnul Iisus poate să facă ceva diferit. Iisus poate să dea viață. Și poate să dea astăzi. Depinde de noi. Cât de mult ne deschidem inima. Cât de mult credem în El. Cât de mult credem că El este în controlul vieții noastre. Și cât de mult îl lăsăm pe El să controleze viețile noastre. Iisus a spus că a răspuns ucenicilor Săi. Nu sunt 12 ceasuri în zi. Dacă umblă cineva, ziua nu se potihnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se potihnește, pentru că n-are lumina în el. La începutul Evangheliei, Ioan spune, Iisus, cuvântul Său a venit în lume și cuvântul Lui era lumina. Lumina care luminează pe orice om. Iisus ne-a dat lumina ca noi să putem să umblăm. Și în capitolul următor, versetul 35, Iisus spune,
Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric, nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Lumina este Iisus Hristos. Este cuvântul care ne l-a lăsat. Psalmul 119 spune: cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Lumina, Dumnezeu a lăsat această lumină pe pământ ca să ne lumineze viețile. Haideți să primim acest cuvânt în inimile noastre. Și în încheiere, aș vrea să avem în vedere acest lucru, acest adevăr, că Dumnezeu poate să lucreze în viețile noastre. Dumnezeu poate să dea viață astăzi. Dumnezeu poate să dea viață atunci când noi nu ne așteptăm. Într-un context care poate ne este împotrivitor. Într-un context care nu ne este prielnic. Dumnezeu poate să dea viață și celor care cred în El. Și Dumnezeu poate să conducă viețile noastre într-un mod binecuvântat. Atunci când credem în El. Dar la momentul potrivit de El și la momentul știut de El. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru lucrarea care El o face în viețile noastre. Îl binecuvântăm pentru credincioșia Lui. Pentru binecuvântarea Lui, pentru că El ne ține în mâna Sa. Și nu ne ține în mâna Sa pentru bunătățile noastre, pentru bunătatea noastră, pentru meritele noastre, ci pentru bunătatea și pentru credincioșia Lui. Și fie ca adevărul Lui să locuiască și să aducă rod în viețile noastre. Amin. Amin.